Primarul Iașiului, Mihai Chirica, a făcut un apel la studenții care învață la Iași să circule mai mult cu mijloacele de transport în comun și să lase autoturismele acasă. Conform unei estimări făcute chiar de la începutul anului universitar, între 10 și 12.000 de vehicule suplimentare au venit în Iași, aduse de către studenți. Edilul dorește ca studenții să folosească mai mult transportul public pentru că pot beneficia în continuare de gratuități și subvenții de la bugetul local. Chirica a precizat că în țările europene toată lumea și în special studenții circulă cu mijloace de transport în comun, lucru care ar trebui implementat și la Iași. Acesta a mai afirmat și faptul că în acest weekend, de când au venit studenții, nu mai e pe unde să circul nici pe jos.